Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță demararea procesului de creditare a celor două programe guvernamentale, Student Invest și Family Start. Cele două programe sunt gândite ca a fi un sprijin financiar pentru studenți sau familii prin acordarea unor împrumuturi de maximum 75.000 de lei, respectiv maximum 150.000 de lei, cu garanții, dobânzi și comisioane aferente creditelor subvenționate de stat. Semnarea convenției dintre Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Finanțelor și Fondul Român de Contragarantare face ca cele două programe să fie din nou la dispoziția studenților și tinerelor familii. Prin urmare, băncile cărora le-au fost repartizate plafoane de garantare disponibile în 2024 pot primi și analiza solicitările potențialilor beneficiari și să acorde, de la caz la caz, creditele dorite. Și pentru anul 2024, plafoanele de garantare a celor două programe au fost stabilite la acea sumă, respectiv 250 de milioane pentru Student Invest și 250 de milioane pentru Family Start. De asemenea, pentru acest an s-a stabilit un fond maximal pentru un număr de 5.556 de beneficiari în cazul programului Student Invest, respectiv 4.375 de beneficiari în cazul programului Family Start. Fondul maximal se acordă anual în limita sumelor aprobate în bugetul Ministerului Familiei, a transmis Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Fiecare bancă va deschide programele de finanțare în cursul lunii martie, în concordanță cu regulile proprii de aplicare ale programului. Pentru mai multe informații puteți consulta site-urile băncilor partenere, lista acestora fiind disponibilă la linkul afișat pe ecran.